Fasolea pentru centenar am pregătit-o cu mulțime de bucătari. De unde? Majoritatea din asociație, suntem o organizație în România, asociația aceea, Asociația Culturală Euro-Est Alternativ. Am pregătit pentru centenar o fasole cu ciolan, ciolan, slănină. Deja sunt nerăbdători. Avem ciolan, slănină, ceapă, ardei, usturoi, verdeață. Și ca și decor am pus, am pus niște ardei gras, ardei iute. Cât ați gătit? Câte kilograme? Da. Păi kilograme ar fi cam 3 tone, 3000 de kilograme. Așa. Una? Da. Așa, ceapa a fost cam 500 de kilograme, ardeiul roșu a fost 300 de kile, sare vreo 10 kg de sare, ulei vreo 100 și ceva de litri de ulei, slănina a fost 500 de kg, ciolanul la fel 500 de kg, fasolea a fost o cantitate cea mai mare, adică 3 tone. 3 tone 200, 3 tone jumate aproape. Ce crezi, strămoșii noștri acum 100 de ani au făcut urnirea pe burta goală sau au mâncat întâi înainte? Cred că mai întâi au mâncat și după aia s-au apucat de unire. Deci crezi că rolul bucătarilor acum 100 de ani a fost unul important? Da, sigur că da. Păi mâncarea e cea mai importantă, după aia restul. Deci întâi mâncarea și după aia unirea. Da. Mersi, fain.